așadar Purece, jucătorul cu numărul 10. O centrare, Florea deviază, gol! Wellington! 1-1 la Giurgiu, Astra, Concordia! L-am lăudat pe Wellington de când a intrat pe teren pentru că a făcut lucruri bune, a câștigat dueluri cu adversarii săi, a fost inspirat, iată-l aici marcând, iată faza devierea lui Florea, cât de bine întoarce mingea pe 6 metri. Unul dintre cele mai frumoase goluri ale acestei etape. Destul în spate, mai bine poziționat Beniusev, Tiberiu Serediuc a intrat în careu, centrează la colțul scurt, Wellington cu spatele se întoarce, trage Wellington pe lângă. Da, aici a acționat ca un vârf autentic. A venit la primăvară, era cu spatele la poartă. O pivotare a lui Wellington și o finalizare adevărat pe lângă poartă. Pentru el, 10 goluri. S-a vorbit de un transfer la Dinamo. Iată-l pe Wellington. Bun, această deviere, fault în marginea careului. Fotbalist tehnic cu pătrunderi viguroase. Wellington deviază această minge către Florea. Sanlava, Purece. Purece tâmpinat de Junior Moraes și Wellington, voleu, gol! Fantastic! Final de partidă la Giurgiu, electrizat chiar. Probabil acesta va fi scorul final. Wellington marchează două goluri din postura de rezervă. La ban nu poate respinge. Îi vine perfect această minge pentru un voleu lui Wellington. Balon înălțat acolo de Bol. Sef, am ajutat la Esperance Tunis și în ligile inferioare din Anglia, la Leyton Orient. Un fault acum al lui Vincent Laban și va fi cartonaș galben. În acest sezon, după golul victoriei cu Universitatea Cluj pentru cei de la Botoșan și acum Wellington faultat la 25 de metri de poarta lui, care degajează lung spre Wellington. Neatent acolo un gato și Wellington într-o cursă pe partea dreaptă față în față cu Patache. La Nicolae Mușat. Mușat centrează spre Wellington, lovitura de cap, însă exact în brațele lui Edi Stăncioiu. Ile partidei după un șut fantastic pe care l-a prins Florin Călin. Ce bine protejează Wellington și va fi cartonaș galben pe care îl vede lung. Maftei avansează capitanul Concordia, o lansare spre Wellington, deviază către Daniel Florea, a ieșit însă bine. Recuperează jucătorii lui Marius și ridică Wellington. Are viteză în flancul drept brazilianul. Vin doi steliști după el. Întoarce Wellington balonul la Boldri. Tatălui Pena a jucat pentru Steaua. E adevărat, doar o jumătate de sezon. A fost în tricoul roșialbaștrilor. De Ferfelea. CFR-ul 7 victorii în ultimele 8 partide, un parcurs extraordinar al echipei lui Vasile Miriuță. Au pierdut doar la Târgu Mureș. Are doar 1,67 înălțime. Colin Sfai, Turimel are probleme cu controlul balonului. Un nou cadou făcut de dinamoviști, iată-l pe Wellington. Turimel pare desprins din alt film. O minge și gol! Gol Chiajna! Apoi Cătălin Munteanu la Brașov, Țucudean s-a întors la Standard Liege, portarul Naumovski a plecat și el. De acum un minut și jumătate. Cu capul Purece către Pena, Wellington este în poziție regulamentară. Wellington, gol! Chiajna! Grahov ați învins la colțul scurt și sprintul lui Wellington care... Iată pasa cu capul al lui Pena, Wellington pleacă de lângă fundașii ieșeni și din alergare cu stângul la colțul scurt între Grahovac și Bara a reușit să plaseze acest balon. Din minutul 36 așadar, Chiajna a ieșit la margine și dă indicații elevilor săi. Bucurică trimite lung spre Wellington, șut
și prinde Stăncioiu primul șut spre poartă. În timp echipei sale să se refacă, mai ales fizic, după acel meci care a avut nevoie de prelungiri pentru a se decide echipa calificată mai departe în sferturile de finală. Să-l vedem pe Wellington, care a trecut de Erico da Silva, scoate în centru pentru Rick Boldrin. Sereduc l-a căutat pe Wellington, să-l vedem pe brazilian, jutează și... A rămas singur cu atac, era mare ocazie de gol. Florin Lovin le cere cu echipierilor să iasă la pasă. Până la urmă găsește varianta, pasă-i către Wellington, Boldrin se duce către carul advers. A respins Erico da Silva, din nou Wellington luat pe piept de compatriotul său Elton da Silva. Se apropie de balon brazilianul Chiajnei, se oprește și gol până la urmă. Chiar dacă cei de la Craiova urmăreau mingea, au crezut că va reuși bălgrădean să respingă, nu? Wellington da Silva deschide scorul.